Negocierea conflictelor. O resursă pentru disciplina, consiliere și dezvoltare personală, clasa 8 -a. Vă invit să răspundeți la următoarele întrebări. Puteți opri prezentarea pentru a le împărtăși colegilor experiența voastră. Gândiți-vă cum reacționați când vă simțiți supărați pe cineva. Poate tăceți, și încercați să evitați o ceartă, sau poate trântiți uși, strigați și îl jigniți pe cel care v-a supărat. Sau evitați un scandal și vă cereți scuze pentru a face pace? Poate totuși discutați și căutați împreună o soluție. Modul în care reacționăm în fața unui conflict poate fi diferit de la o situație la alta. Uneori, poți provoca un conflict dacă vorbești pe un ton calm și liniștit atunci când situația îți permite să ridici tonul. De exemplu, dacă trebuie să comunici ceva important unei alte persoane care este la distanță de tine și tu vorbești prea încet, astfel încât celălalt nu te aude sau nu te înțelege. Alteori, poți provoca un conflict atunci când strigi și ești agitat, deși ar trebui să păstrezi liniștea. De exemplu, atunci când vii acasă de la școală, ești foarte bucuros și strigi de la ușă că ai luat o notă mare, însă fratele sau sora ta mai mică doarme. Ideea este că ceea ce funcționează într-o situație poate să nu funcționeze deloc în altă situație. Vă propun să analizați cu atenție situația prezentată, să o notați în caietă și să continuați descrierea așa cum considerați că ați proceda voi dacă ați fi în locul unui coleg de-a lui Ionuț. Prezentați colegilor continuarea descrierii, așa cum ați notat-o în caietele voastre și scrieți pe tablă ideile astfel adunate. Pentru a reuși să gestionăm mai bine conflictele cu care ne confruntăm, avem la îndemână câteva stiluri de negociere pe care vă invit să vi le notați. Pe parcursul prezentării acestora, gândiți-vă care ar fi reacția potrivită fiecărui stil și bifați dacă există suprapuneri cu ideile voastre notate pe tablă. Acomodarea sau abandonul se referă la situațiile în care unul dintre participanții la conflict renunță în favoarea celuilalt, dorința de a păstra relația cu acesta fiind mai importantă decât motivul conflictului. În această situație, Deseori vom auzi: Eu renunț, nu-mi pasă, fă cum vrei. Acest stil de negociere este avantajos atunci când cealaltă persoană implicată în conflict este mai experimentată decât noi sau are o mai bună soluție pentru situația care a generat conflictul. Iată un răspuns posibil. Voi ce alte răspunsuri ați oferit? Atunci când persoanele implicate în conflict ajung la o înțelegere care îi mulțumește pe toți, chiar dacă uneori asta înseamnă că trebuie să lase de la ei, să cedeze în favoarea celuilalt sau celorlalți, avem de a face cu colaborarea sau cooperarea. Această strategie este de tipul câștig-câștig, adică toate părțile implicate sunt mulțumite. Mai întâi sunt identificate obiectivele comune și cele individuale, iar apoi sunt discutate deschis Posibilitățile prin care acestea pot fi atinse fără ca celălalt să aibă de suferit. Iată un exemplu de răspuns. Voi ce alte răspunsuri ați oferit? Evitarea este un mod de a preveni sau a încheia conflictul prin strategii care ocolesc problema, cum ar fi retragerea, păstrarea tăcerii, angajarea în alte comportamente care să fie consumatoare de energie. Fie au rolul de a oferi sprijin din partea celorlalți sau se bazează pe uitare. Această strategie poate fi utilă pentru situațiile periculoase care vă pun sănătatea și siguranța în pericol. Ea vă poate ajuta să vă liniștiți în căutarea unei soluții mai bune. Nu este indicat să o folosiți pe termen lung și atunci când aveți de-a face cu situații importante pentru voi. Iată un răspuns posibil. Cum altfel ați răspuns? Competiția sau confruntarea este modalitatea prin care vrem să ne impunem în fața celorlalți și prin care urmărim mai degrabă propriile interese și mai puțin pe cele ale partenerului. Acest stil de negociere urmărește atingerea scopurilor, însă pierde din vedere păstrarea relațiilor. Compromisul este atunci când ambele părți acceptă posibilitatea de a ceda ceva din ceea ce vor, de obicei ceva mai puțin important pentru a obține în schimb altceva care contează mai mult. Acest mod presupune o negociere între părți pentru a realiza un schimb de beneficii. Este o soluție care funcționează pe termen scurt și poate lua mult timp dacă niciuna dintre părți nu vrea să cedeze. Gândiți-vă la situații conflictuale în care ați folosit aceste stiluri de negociere și prezentațiile colegului de bancă. Țineți cont de faptul că fiecare stil are un mod propriu de comunicare și poate fi eficient în anumite situații. Cum v-ați simțit în timpul conflictului? Ce consecințe au avut pentru voi aceste moduri de soluționare a conflictului? Care stil de negociere v-a ajutat să vă rezolvați neînțelegerile? Fiecare stil de negociere are importanța lui, însă pentru negocierea situațiilor conflictuale apărute în mediul școlar este recomandată colaborarea. Pentru următoarea întâlnire, vă propun să identificați în cărți, povești sau în filmele preferate secvențe care descriu conflicte între personaje și modul în care acestea au fost soluționate. Fiți atenți la modul în care personajele implicate în conflict comunică între ele. Alegând unul dintre stilurile de negociere prezentate, provocarea mea pentru voi este să schimbați modul de comunicare dintre personaje și modul în care acestea soluționează conflictul. Voi sunteți autorii. Cum arată povestea scrisă de voi?